Iune și se pregătesc să zică papa, camera e de hotel. Și să se aventureze puțin prin Atena timp de vreo 2 ore până ne vine avionul. Hai să vedem încă 2 ore de Atena și după aceea să ne tirăm acasă la Sășica. Îmi place cum am îmbrăcat. Mie îmi place când te-ai îmbrăcat, îmi place foarte mult tricoul tău cu put money in my pocket. Da, și mie îmi place tricoul, doar că nu știu, nu... bine. Sunt bine, sunt drăguță. Ești. Stai în silă cu trășuția din mână, așa. A la tower, a la tower. O bogăție. Happy? Foarte. 2 euro kilo de cereșe. Câte la noi? 20 de lei? Am dat 9 lei pe. E bine. E ziua noastră, unde mergem? La circus. Ce e circus? Că poate lumea nu știe ce anume. Este o cafenea super, super, super șmecheră. Aia pe care tot am filmat-o zilele astea. Da, pe care tot am filmat-o zilele astea și n-am avut niciodată oportunitatea să intrăm pentru că ajungeam fix la închidere. Și ne-am propus că astăzi, în ultima zi, să mergem acolo. Și o să vedeți, servesc chestii în vasă de păpuși. Cum poate să vie, Gina? Cel mai tare loc în care am fost vreodată. Locul ăsta este extraordinar. Da, este locul meu favorit. Doamne, cât de frumos, vreau și eu să fac așa ceva în România. Cred că ar rupe pe așa ceva. Hai să vedem. Sweet crepes, ia uite aici. Fairy milkshakes. Pancakes. Eh? La ăștia în casă totul e magic. Simt nevoia să recunosc o chestie. Toate prăjiturile astea mi-au dat cu mega virgulă, frate. Deci pur și simplu mi-au luat super doză de zahăr. Nu mai pot să mănânc. Chestia asta este extrem de dulce, de bună, dar nu mai pot. Așa că beau apă. Și a fost 20 de euro toată treaba. 20 de euro. 24. Bacșiș. Ți-a plăcut aia, mami? Enorm. E un loc cred super. Cred că a fost locul meu preferat din Atena. Cel mai tare loc ever. E ca și cum îți retrăiești copilăria în fiecare secundă când ești acolo. Deci nu știi unde să te uiți. Peste tot sunt chestii super tari. Din povești, din basme, din tot ce ai văzut la televizor când erai mic. Deci, wow. Mergem la aeroport. Hai acasă. Hai la Sășica. Da. Spune, ne vedem la aeroport. Ne vedem la aeroport. Băgăm camera în ghiozdan, că sunt mult hoți. Și pune mâna pe aici. Momentan suntem la metrou. Trebuie să schimbăm cu încă un metrou care ajunge în 20 de minute și ne duce la aeroport în 4-5 stații. Metrou de suprafață. Da. Mergem acasă. Nu mi-au nimic.
aeroport. Cum e și ei când e sărac cu ele? Vorbește numele tău, te rog frumos. Păi și atunci de ce nu ții nimic? Că nu am timp. Și timpul înseamnă bani. Să arivați aici, această tavernă din poză. Este fix taverna unde a fost Iasare cu Ionasca și a mâncat. Deci, Georgiana? Suntem trendsetter. Suntem talent. Au pus poza asta astăzi, după ce am venit noi. Ne filmăm unul pe altul? Da! O să acasă! Acasă! În sfârșit, acasă! Ce mă? Plâng de fericire că am ajuns acasă. Glumesc, sunt doar fotosensibilă. Bine că nu ești videosensibilă, că după aia nu mai puteai să apari în vlog. Da. Bădums! Spune tu unde suntem. Am ajuns la Sășica! Haide mai repede, tu mai ai răbdare. Ok, scris cum faci. Cum o să fac? Haos. Haosache? Nici nu ne-am lăsat bagajele. Ne-am urcat în mașină direct cu bagajele. M-am zis în spate, în pori bagaj. Trebuie să luăm copilul. Ce faci, mă, animalele? Ce faci, mă, tu aici? Sasha! Sasha! Gata, m-a semnat. Ia uite. S-a pișat, bă, de... Păi, gozu! Măi! Dar, în general, clanul Ionescian s-a întors în formulă completă. Și noi... face ce știe clanul Ionescian să facă cel mai bine. Merge la burgeri. Vreau să zic că se vede cu butacul, da? Mergem la Burger Fest. Haideți, haidem. Dacă l-am ratat pe cel din Atena, am zis că nu se poate să-l ratăm pe cel din România. Ți-l presi așa și vrea să la picioare. Da, mă. Caracatiță și somon. O să mănânc în premieră burger cu somon, salată de alge, sos de creveci, caviar și o să arate așa. Așa o să arate la sfârșit. Premiera de astăzi, burgerul Aqua. Căișoric. Prima oară când mănânc caracatiță. Să zic cu somon. Să zic ce e, caviar, ce e. Acesta a câștigat locul întâi. Băga locul 2, ăla cu somon. Acum îl testez și pe locul întâi ca să fie treaba treabă. Și Ionesca și-a luat un American Beef Burger. Băi, voi unde aveți locație? Pe Buzești. Deci în caz că reacția o să fie pozitivă vis-a-vis de el, să știți că containerul este pe Buzești, în parcarea Sanador, pe lângă Victoriei, unde era înainte taverna Racilor. Revenim cu detalii. Dragilor, ăsta este câștigătorul locul întâi de astă seară de aici, de la Burger Fest. Și vreau să vă zic că e chiar bun, este pui. Domnul Butacu, uitați drona, toate în regulă. Șervețele mele? Am lăsat ceva special acum. Sosul? Master și filmulețele. Ne-am filmat din drona. Clarissimo! Seară magnifică! Bye bye! Pupici! Bună, Marian! Astăzi am ajuns și la grădina Majorele. E o atracție, un punct turistic la ei aici, e nebunie. După cum vezi, se intră pe acolo, prin spatele meu, treci de o fântână, așa, pac-pac. Și pe urmă te duci în spate și faci turul. Grădina asta este o nebunie. Majorele ăsta, pe la 1930, era big shit aici.
și s-a gândit el să facă o grădină în jurul studioului de artă. Și a strâns aici specii de arbori și alte nebunii de până toată lumea, pe unde umbla el. Scan de pe toate continentele. Și la un moment dat a preluat-o Yves Saint Laurent sau Badea de până anii 80 până pe acum. Și a făcut o big attraction point aici for tourists. Yes, frumos, simt.